vorbești despre o carte. Pentru că dacă despre cărți ar trebui să se vorbească, ele n-ar trebui să se scrie. Mai ales această carte este mai delicată, așa. Poate că ea n-ar fi apărut acum. Am început-o, cred că vreo 10 ani în urmă și credeam că o am doar eu. Dar de la cineva din computer, de la vreun prieten, ea a ajuns în internet într-o formă de început, așa. Și atunci mi-a zis, ba unul, ba altul, mi-a zis că a citit din cartea asta. Și până la urmă am găsit-o și eu. Nu prea m-am bucurat, eu trebuie să vă spun că nu era planul meu să apară în forma aia. Dar dacă tot s-a răspândit, am stat eu și am chipzuit și am ticluit-o așa. Și am scos-o în forma în care am scos-o. Până la urmă, este o carte despre cât putem noi înțelege din celălalt. Pentru că dacă fiecare din noi este chemat să se înțeleagă mai întâi pe sine, în aceeași măsură suntem chemați să-l înțelegem pe celălalt. Este o carte despre nefericita întâmplare când oamenii, căutând același lucru, totuși nu se înțeleg. Cred că principala pricina neînțelegerii dintre oameni rămâne mândria. Mândria este o stare din care omul crede că este mai drept, mai bun, mai deștept decât celălalt. Iar vârful mândriei este când omul se crede chiar mai bun decât Dumnezeu și mai îndreptățit să hotărască și să acționeze cu privință la sine și la alți oameni în această viață. Cea mai mare pacoste în lume este mândria. Și cel mai rușinos și cel mai, până la urmă, neîndreptățit păcat. Sunt fel de fel de păcate pe lumea asta care se nasc din porniri firești, care se îmbolnăvesc, dar păcatul mândriei n-are niciun fel de îndreptățire. El face rău fără vreo iertare și vreo nevoie pe care să o aibă omul. Și cred că despre asta e cartea asta până la urmă. Despre cum îți poți cheltui viața zadarnic, slujind niște gânduri mincinoase, care nu te reprezint. Dar și despre aceea cum dragostea acoperă mulțime de păcate. Mult m-am gândit dacă este loc să vorbești despre lucrurile astea. Dar până la urmă, cred că este. Pentru că
În viața asta, fiecare avem de dat o mărturie mai potrivită, mai puțin potrivită, mai de folos pentru alții sau pentru tine, dar fiecare trebuie până la urmă să se privească pe sine așa cum este el. Și cred că nu avem să dăruim unii altora nimic decât experiența iubirii noastre. Și această carte este o împărtășire de acest fel, cu multe tehnici, desigur, dar asta este la această etapă a vieții. Mă bucur că noi ne întâlnim, că putem vorbi. Astăzi s-au înmulțit cuvintele mai mult ca niciodată în lume. Și așa o lehamite, să vă spun drept, și lehamite vorbi. Pentru că orice cuvânt se răstălmăcește foarte ușor în ziua de azi. Cum ați vine nici să nu mai vorbești. Parcă lumea s-a sucit, s-a întors cu fundul în sus. Și pacostea asta de internet și comunicările astea ale noastre din telefonul stricat, cu tare a zis, cu tare a adăugat la ce a zis altul, că nu mai știi din de-a pornit vorba, dar dragostea se strică. Cred că dacă trebuie să facem ceva azi, este să putem răspundere pentru cuvintele noastre. Nicăieri nu te poți ascunde de propriile tale cuvinte. Fie că sunt puse sub semnătura ta, fie că ți-ai găsit vreun nume fals pe internet, pentru toate vom da răspuns. Și mai ales vom da răspuns pentru stricarea dragostei prin vorbi nechipzuite. Să ne întoarcem la vremea când pentru un cuvânt oamenii puteau plăti și cu viața. Să știți că și acum plătim cu sufletele noastre atunci când scriem cuvinte nepotrivite, care mai ales strică dragostea în biserică, între frați. Și multe cuvinte de ale mele au fost răstălmăcite astfel și probabil au fost pricini să fie înțeles astfel, deși nu am avut eu gândul ăsta. Și îmi pare rău că am dat acest prilej și pe alții îndemn să nu mai intrăm în jocurile astea. S-a ajuns cam departe cu criticile, comentariile astea, deșteptăciunile astea ale noastre. Prea mulți teologi, prea multe știm și stricăm dragostea. Nu vedeți că dacă se adună trei creștini să facă o revistă, peste două luni îți certați toți și despre asta știe toată România. Și le știu toate păcatele lor de când erau mititei. Și eu am vorbit la telefon și mi-ai spus, eu și te știu, e mai rușine noi decât să descoperi slăbiciunile aproapelui tău. Și mai ales să o descoperi în public. A unui om care până la urmă a fost aproape de tine și ți-a descoperit sufletul tău. Ei, asta s-a întâmplat cu foarte mulți și voi știți că mulți dintre voi ați asistat în ultimii ani la aceste întâmplări foarte triste până la urmă, știți? Dacă fiecare la rândul lui se va opri câte o leacă din valul ăsta, eu cred că lucrurile se pot pune la loc.
Cred că trebuie să ne întoarcem la carte așa cum este ea. Care este farmecul acestei cărți, spre deosebire de o postare pe blog? Nu, câte comentarii sunt cap pe ea să le scrii? O citești și tot ce este se conține acolo. Nu ne mai provocăm, nu ne mai dăm deșterți. Ne place. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Eu n-am venit să vă povestesc nimic. Am venit mai degrabă să vă văd și să vă aud. Așa că dacă vă face plăcere să mai stăm de vorbă, hai să o facem. Cine dorește să pună întrebări, vă rog frumos să le scrieți și să ajungă cumva în față. Dacă doriți și direct, vă rog să le puneți. Seara se va termina cu o sesiune de autografe și câteva dulciuri. Deci, dacă are cineva depus o întrebare, în scris sau direct. Dacă nu, trecem la dulciuri. I-ai prins cu dulciurile, trebuia să le ții la urmă. Nu vă mai dau dulciuri, dacă nu trebuie. Vedeți ce frumoși sunt creștinii noștri, ce-s de rușinoși. Ia să fiți pe internet să vedeți voi câte întrebări. S-au dezobișnuit oamenii să vorbească față către față. Părinte, la un moment dat ați început comentariul Patericului. Și ați făcut doar un singur volum până acum, chiar legat despre mândrie. Uh-huh. Aveți intenția să continuați? Da, am intenția să fac unul despre păcat și pocăință. Să adun pildele din Pateric, din Monariu, din viețile Sfinților, prin prologii, pe unde le-am mai găsit. Și mai ales pe astea care să mai iasă oamenii din deznădejde, foarte ușor cad oamenii din deznădejde. Și aveam un plan să fac păcatul și pocăința când o să-mi ajute Dumnezeu. Următoare. De ce titlul ăsta? Am spus acum că m-am mai întrebat. Când eram mică, cel mai mult mă chinuia faptul că oamenii trebuie să moară. Și când Dumnezeu nu există, nu mai este nicio șansă. Și am aflat eu că cel mai mult trăiesc în părțile noastre ciorile. Am aflat eu că trăiesc vreo 300 de ani. Și pentru mine asta era o veșnicie. Și atunci când le vedeam pe câmp, că erau foarte multe ciori acolo, sunt foarte multe câmpuri de unde veneam. Erau grâu, era toate colhozul acolo era în floare. Și foarte multe ciori. Și de fiecare dată le vedeam dimineața, la amiază, când veneam cu autobuzul de la școală și tot îmi venea să sară și să prind vreuna măcar să o țin acasă. E un fel de tărâma al veșniciei într-o copilărie ateistă. Nu era nimic mai veșnic și mai de dorit decât acești 300 de ani ai ciorilor. Deși îmi dădeam seama că nu-i mare treabă să trăiești 300 de ani dacă ești cioară, dar totuși e mai mult decât ce are omul fără Dumnezeu. Dacă este internetul un rău necesar, mai bine n-ar fi relele astea necesare. Sigur că în lumea în care biserica de vreun secol și ceva a fost lipsită de căile de a comunica în masă, pentru că am fost foarte izolați și mai ales
în tot Imperiul Sovietic, care este o jumătate de lume. Biserica, până acum, nu iese la masă. Internetul, desigur, a fost un prilej de a pătrunde acolo unde pe alte căi nu s-ar fi pătruns. Vă zic, riscul internetului pentru mine este irresponsabilitatea, anonimatul. Atunci când omul spune, mă cheamă Petrică, Vasile, sunt de acolo, el e responsabil. Și vă îndemn să fiți responsabili pentru faptele voastre și cuvintele voastre. Pentru că nu îți folosește la nimic un blog care are, nu știu ce mare audiență, dacă tu nu dai răspuns pentru ceea ce faci. Unde ești în... Asta nu e smerenie, să știți, fraților. Trebuie să dai răspuns. Semnează că eu să știu pe cine trebuie să întreb. Când e rău și când e bine. Cum te va îndrepta pe tine, fratele tău? Și riscul rău internetului este deprinderea cu anonimatul și responsabilitatea cuvintelor scrise și rostite. În rest, sigur că el este o unealtă și până la un punct s-au aflat multe lucruri. Deși, dacă stau și uit bine, noi am câștigat una, dar am pierdut alta. Noi am câștigat undeva întâlnirea, să zicem, a unui frate din Serbia, ca unul din Grecia, unul din Rusia, unul de aici, unul de dincolo, asta este un mare câștig, pentru că nu ne-am fi întâlnit altfel. Dar mi se pare, pe de altă parte, că noi am pierdut ritmul vieții duhovnicești, care este mai aproape de carte. Citim prea repede, prea responsabil și căutăm prea des să ne schimbăm calitatea informației și cantitatea ei. Adică omul de azi citește într-un ceas despre 20 de subiecte și la nici unul din ele nu meditează. Dar unul de odinioară duhovnicesc, o dată pe an sau la jumătate de an, cerea un sfat de la părintele său și restul timpului se gândea ce o vrut să-i spună. Ei, noi, internetul ne pierde acest ritm și înclinația firească și necesară spre contemplare. Că nu e destul să afli multe. Trebuie să și le mesteci, să le rumeci și să scoți înțeles de acolo. Asta e răul internetului. Că ne disparte și ne... Până la urmă, nu trebuie să cădem în roata asta. Să avem ce avem de acolo și să știm că este un spațiu în care încă trebuie să mai aruncăm lemne pe foc, așa. Trebuie să rămână ca un foc mocnind, mai arunci un lemn, să mai vezi de treabă, nu să ardem toate lemnele deodată. Pe urmă, să aprinde și casa. Cum vedeți viitorul pe termen scurt, 1-3 ani, al României? Se adeverește cumva diavolul este politic corect și audiența la unde mut. Sincer să vă spun, nu mai pun probleme de astea. Ce va fi peste un an, peste doi, peste trei? Ei, mi se pare că noi am intrat într-o vreme în care lucrurile deja se întâmplă și ceea ce trebuia să se întâmple a început cu câțiva ani urmă, nu peste un an, doi, trei. Suntem într-o etapă. Nu știu cât va dura. Una știu că niciodată nu durează mai scurt. Întotdeauna nu știu cum. Le reușește mult mai repede ceea ce își pun în cap. Dar ce și-au pus acum în cap e să ne obrăznicească pe toți. Să fim niște copii obraznici. Proști. Grabnici la mânie. Să nu putem asculta unul de altul, mândre, și dacă se poate să vorbim tot timpul. Să vorbim, să scriem tot timpul. Și să avem o cască în ureche. Nu mai poate omul normal, tânărul de azi, dacă îl lași să aștepte 5 minute troleul, pe el trebuie să-l facă ceva în ureche. El 5 minute nu poate sta singur cu sine. Nu se mai suportă. Dacă urc în tren, pui groază să meargă 3 ceasuri.
în tren și să n-aibă el muzică la el. Că el nebunește să-l lași singur 3 ore. Asta e o veșnicie. Așa că asta cred eu e rău etapă care o avem acum. Să fim ca niște nebuni. Să nu mai știm ce vrem. Și după asta o să ne spune ei ce trebuie să facem. Dacă nu știm noi ce trebuie să facem, o să vină etapa următoare, ne va spune exact. Și foarte rigid, și foarte categoric, și fără drept la replică, ni se va spune clar ce avem de făcut după toată faza asta de buimăceal. Acum suntem în fază de buimăceal. Într-o colectivitate unde o parte din colegi țin post, merg la biserică, alții nu țin post, nu merg la biserică și sunt anumite provocări, ești însă COVID trecut, biserica, nu se aude. Biserica ce înseamnă și ce sfat dați? Ignoranță, să ignori, să întorci spatele sau pur și simplu să încerci să... Mulțumesc. Știți cum? V-am cântat de jale și n-ați plâns. V-am cântat de veselie și n-ați jucat. Acești oameni te acuză că postești și că ești din secolul trecut. Până în momentul în care tu calci postul de dragul lui. Și după asta spune la toată lumea că... Ce fel de creștin ești tu dacă nu postești? N-ai cum să-i împaci pe oamenii ăștia. Din cauza asta mai bine să postești. Și lasă-i pe ei cu secolul trecut, cu secolul viitor, pentru că acești oameni n-ai cum să le faci pe plac. Se întâmplă și noi avem, sigur, în viețile Sfinților multe întâmplări, când pentru dragoste, dragostea e mai mare decât postul. Dar nu cu oamenii ăștia ispititori care doar de rău te vor vorbi după asta. Și mai rău decât măcar știi că ai ținut și postul și te vorbește de rău pentru o treabă care, la care nu poate el să ajungă și să o priceapă. Dar dacă îl calci de față cu ei, o să te vorbească de rău la toată lumea. Am văzut eu când și cum. Asta e cu ispititorii ăștia noștri. Foarte proști oamenii. Nu știu, au fost așa întotdeauna, dar nici de cum nu pot să-i mulțumești. Să ne întoarcem în noi înșine și dacă se poate să ne ascundem postul, sigur că mai rar se întâmplă că nu sunt așa de multe meseriile astea în care te pune la mâncat chiar acolo. Și cred că mesele sunt un eveniment totuși mai rar și îl putem evita prin diverse meșteșuguri. Știi, ne-a chemat cineva, avem un copil de luat la grădiniță, avem o bunică bolnavă și am evitat masa aia. Dar dacă aveți un lucru de ăsta unde vă pune toată ziua la mâncată, sigur că e mai dificil. Întrebare. Dar dacă cei care nu ne înțeleg sunt apropiații noștri, ce faci? Nu cunosc nici apropiații, nu cunosc. Nu, cred că fiecare trebuie să ajungă la o stare în care să nu mustri cugetul, știți? De asta Apostolul Pavel spune să ne cercetăm cugetul nostru. Foarte greu să spun, neștiind oamenii, neștiind care este situația și care este urmare în capul acelor oameni, știți? Asta cu foarte multă înțelepciune se face dacă ai de trăit în casă cu acei oameni. Trebuie să o cuget. Câteodată să încerci așa și așa, să vezi cum iese mai bun, că n-ai ce să-i faci. Sigur că e foarte trist când oamenii se dezbină de la mâncare, parcă mâncarea ar fi un lucru vrednic de pus între noi, știi? Dar uite că se întâmplă. Să nu mă prind. Da, nu știu. Vreau să vă întreb, oricum cartea e destul de ține de ceva mai mult intim, vreau să vă întreb cât din ea este ficțiune și cât adevăr. Adică a existat Mihailov și dacă da, l-ați mai văzut? Da, sigur că a existat. N-am mai ficționat eu nimic acolo.
Sigur că da. Existat, există. Mă gândeam dacă bine că am dat numele, dar nici nu m-am gândit după aia, după aceea mi-am dat seama. Deci mi-am pus problema. Cred că nu s-au supărat oamenii ăștia pe mine, că suntem prieteni. Nu prea bag în cărți oameni cu care m-aș putea certa. Ați început prezentarea cărții cu ideea aceasta, mândria de șarte, da? Ce credeți? V-a despărțit de tatăl dumneavoastră mândria. Tatăl dumneavoastră avea o inimă mare, uriașă, iubire față de semeni. Era mândrie sau mimetism? Știți cum? Dacă aș fi știut eu ce mă despărțea, poate încercam să repar, dar nu le mai știm noi chiar pe toate, oricât de deștepți ne-ar părea nouă că suntem. Am încercat și eu să înțeleg. Unul Dumnezeu știe ce e în inima omului. Acum, m-am gândit prea mult la treaba asta ca să mă mai gândesc și acum aici. Și deocamdată mai mult decât am spus acolo, nu pot spune. Și nici nu știu dacă are rost. Mai există nădejde într-o renaștere sau mai e nevoie, mai e posibil o naștere din nou în condițiile unei presiuni din ce în ce mai mare a lumii, în criză materială, morală, spirituală din zilele noastre? Știți, eu deloc nu deznădăjduiesc în această privință. Ce înseamnă o renaștere și cum gândim noi lumea? Eu cred că însă și ideea aceasta de renaștere este un clișeu al lumii astea stricate. A renașterii în bloc, așa. Vine o epocă rea, pe urmă vine una bună și pe urmă omenirea într-o dată evoluează și grozavă și inventează avioane și telefoane mobile și uite, un salt calitativ al omenirii. Mie mi se pare că omenirea rămâne acolo unde s-a aflat, întotdeauna, într-o vale a plângerii. Și doar unii sfinți reușesc să se smulgă din ea și să mai păstreze flacăra credinței, a dragostei aprinsă de Dumnezeu în mijlocul poporului. Desigur, sunt perioade în istoria lumii îngăduite de Dumnezeu în care omenirea este mai încercată. Și atunci se văd foarte multe slăbiciuni, foarte multe metehne ale oamenilor. Iar astăzi noi suntem într-o vreme în care aceste metehne sunt scoase deasupra și foarte ușor răspândite în ochiul, în văzul lumii. Și noi văzând doar beteșuguri și boli, sigur că deznădăjduim. Cred că este și una din lucrările principale ale diavolului să ne bage în deznădejde. Când noi vedem numai boală, numai nebunie, oamenii se omoară, se violează, se fură mama cu fiica, tata cu fiul, Doamne ferește. Dacă n-ar fi televizoare să le vedem, dacă n-ar fi proști care să se uite la toate treburile astea, lumea n-ar părea chiar așa de abătută, să știți. Din cauza asta, eu sunt liniștit. Și cred că biserica va dăinui până la sfârșitul veacului și porțile iadului nu o vor birui. Nu vedeți că uneori atunci când vine bucuria în sufletul nostru și frumoasă lumea, clar, limpede, gata. La câteodată când vine câte un drag de ăsta din neznădejde, îți pare cu Oleu, Băsescu, Iliescu, cu tare, Obama, cade lumea. Sigur că da, îți pare că iaca, murim toți și ne ducem în fundul iadului. Cred că nu e cea mai potrivită stare pentru un creștin. Așa că nici chiar să dormim, pentru că este și duhovnicita asta
ortodoxă, care sunt mult superiori celor care, mă rog, fii mai scriu, fii ești mai bat capul, fiecare om își bate capul cu ce are în cap, știi? Trebuie să înțelegem fratele nostru așa cum este el, știi? Adică dacă eu l-au apucat și a citit el două săptămâni acatist, îi se pare că așa de sus a ridicat la cer încât ce se vadă, îți dă citate din Sfântul Siluan, nu-i bine să citești gazete, nu-i bine să faci aia, cât strici starea de duh în care te afli așa, ca un balon. Și trebuie să fie o cale de mijloc. Adică o sănătate a minții, știi? Pentru că dacă, de exemplu, aici, peste drum, se bat doi oameni, știi? Eu sunt așa de duhovnicesc că nu o să-i văd. Eu am gură de aur, spune să te bagi, să te desparți. Asta e o lucrare a dragostei, știi? Sigur că eu aș putea să mă scuz și să spun că eu atunci eram răpit în duh și nu puteam să cobor la un fleac din ăsta. Așa că lumea e în starea în care este, pur și simplu diavolul tot ne oferă îndreptățiri pentru metehnele noastre. Și astăzi mie mi se pare că îndreptățirile astea au umplut cu vârf și îndesat paharul răbdării, pentru că pentru toate este îndreptățire. Așa e viața, așa e timpul, ce să-i faci, nu mai este ca altă dată, azi copiii sunt mai deștepți, azi copiii, ce să mai zic, mâine, poimene, cred că o să-mi sare la 2-3 ani, știi, la ritmul pe care l-au. Așa că asta cred eu despre nădejde și deznădejde. Ea se află în noi. Încercați să stângeți televizorul vreo două săptămâni și să vedeți cum nădejdea începe să apară. De ce oamenii se îndură, se închină la icoane și moaște și în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, spune să ne închinăm în duh și în adevăr. De ce ne închinăm la Sfinți? Și în Evanghelia după Timotei spune că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul Iisus Hristos. Eu vă recomand, suntem aici în librărie, nu știu, aveți a Sfântului Ioan Damaschin cuvintele către iconoclaști? Și în Sfânta Scriptură sunt foarte multe locuri în care ni se lămurește ce înseamnă să ne închinăm în duh și în adevăr. Și nici de cum această închinare nu intră în contradicție cu închinatul la icoane, cu închinatul la Sfintele Moaște. Dacă vedeți dumneavoastră, lanțurile Apostolului Petru erau purtate și numai de la umbra lor se tămăduiau bolnavii. Și atunci eu vreau să vă întreb dacă un lanț cu care a fost legat un sfânt, fiind în viață încă, avea putere de tămădui. Cu cât mai mult, trupul sfințit al Apostolului Petru va face tămăduiri și minuni. Astea sunt în Faptele Apostolilor. Este doar un loc la care vă trimit și toate celelalte, cercetate cu smerenie în duh și în adevăr, vă vor descoperi că Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți au așezat toate bine pe temeiul Sfintei Scripturi, prorocii și mai ales pe taina întrupării și a jertfei lui Hristos. Nu vreau acum să facem o lecție de seminar, pentru că avem și seminariști între noi. V-am spus unde se află aceste răspunsuri. Cum comentez starea mass media ortodoxă? Am început eu la început. Sunt foarte mulți oameni care vor să facă lucruri bune. Unii le și fac.
Mie îmi place revista asta, Familia Ortodoxă. Frumușite, curate. Se vede că oamenii se iubesc. Păi și tu leacă din sfada asta noastră de care v-am mai pomenit. Mai sunt și alte reviste în care oamenii încearcă să mărturisească adevărul, așa cum îl înțeleg. Cel mai trist mie e că frații ăștia uneori nu se pot înțelege. E destul unul singur să apară și să facă, să mă iertați, dar este o vorbă, asta o spun, că după aia o oaie murdară murdărește toată turma, știi? Starea e șubredă, pentru că nu avem o presă și ar fi foarte trist să faci o presă paralelă cu patriarhie. Patriarhia trebuie să facă o presă în care credincioși să se regăsească. Eu nu sunt pentru o presă alternativă, să știți. Pentru că nu va duce la bun treaba asta. Oamenii sunt pătimași. Oamenii sunt bolnavi. Și diavolul îi ispitește. Chiar dacă vei face tu, să spunem, o revistă, o gazetă foarte bună, cu foarte mare audiență. Tu ești un om și foarte ușor poți scădea în ispita asta că pe tine se ține biserică, că tu faci treabă, simți într-un fel de opoziție cu sinodul, cu episcopii și începe a suferi de metehne care până la urmă vor aduce mai mult rău. Eu nu zic că nu sunt bune anumite replici spuse la timp potrivit. Dar m-am uitat că totuși, pe termen lung, credincioșii noștri nu sunt pregătiți. Suntem prea fără caracter. Prea ne îmbolnăvim ușor de critică și se transformă în cârteală. Este un duh al cârtirii care e foarte urât de Dumnezeu. Ați văzut ce pățeau iudeii când mergeau prin pustie pentru cârtire? Mureau câte 20 de zile când se supăra Dumnezeu pe ei. Și nu făceau altă treabă decât spuneau, decât să fi mers noi prin pustie asta, mai bine rămâneam în Egipt, aveam mâncare, aveam și cazane cu carne acolo, ce dacă lucrăm toată ziua? Dar aveam carne, mâncam cât vrem. Ce ne-au dus pe noi Moise în pustie asta să murim aici? Și pentru astfel de vorbe, îi lua Dumnezeu câte 20.000 într-o zi. Îi se cera ca să le arate cât de neplăcută este cârtirea lui înaintea lui Dumnezeu. Anumite lucruri cred eu că se învecinează cu cârtirea. Și desigur ca oameni noi vedem o grămadă de lucruri cu care nu suntem de acord. Am fi poate, dacă nu suntem sfinți, am putea fi bolnavi. Dar așa cum nu prea ne paște sfințenia așa chiar peste noapte, vedem defectele celorlalți, inclusiv și la cei mai de sus. Și toate lucrurile astea cred că desigur trebuie coordonate cu mai multă chipzuință și răbdare de sus, de la ierarhie. Că ierarhul este capul și presa adevărată acolo ar trebui să fie mai sensibil la reacțiile astea și la domeniile care apar. De ce face omul o revistă? Știți? Pentru că îi se pare că va spune în revista lui ceea ce nu se spune în altele. Va spune niște adevăruri ascunse, va răsturna în lume. Eu cred că sunt suficienți oameni acolo prin Sfântul Sinod, care și presă, slavă Domnului, cu școgemite aparat de presă are Patriarhia Română, cum nu are nici Patriarhia Rusiei, care este mult mai bogată. Și cred că toate aceste puseuri, reacții,
imaturi cumva, pentru că ele sunt în stare de, de fierbere, de revoltă, de căutare, care este firească până la urmă. Se formulează niște răspunsuri. Și atunci va fi o stare bună a presii ortodoxe. Deocamdată cred că e o căutare așa, mi se pare mie un fel de opoziție. Ceea ce în biserică e bun până la un timp, dar dacă asta devine de acum o stare de fapt, nu mai este bună. Ați observat, dumneavoastră și Sfinții Părinți mai ieșeau, erau Sfinți Părinți, adevărat. Nu-i destul să știi canoanele, trebuie să le mai și vezi în Duhul Sfânt. Spunea Părintele Rafael odată, zice, noi foarte ușor numim pe cineva eretic, uitând că Sfinții Părinți numeau eretic în Duhul Sfânt. Și rezultatul era că omul acela se întorcea. Așa că gândurile noastre, criticile noastre, cred că ar trebui totuși să înceapă aș găsi un făgaș în care care sfârșească în pace și în adevăr. Că dacă ne vom hrăjoni așa tot timpul, eu sincer vă spun, eu de acum am temă. Că cu greu veți găsi unul care vă zice mai multe bombe de astea. Și m-am uitat eu. Nu-i mare folos din ele. E rosire până la un punct de minte, de nici nu știu de ce, de suflet, de care trebuie să căutăm dragostea. Sigur că asta nu poate veni de sus în jos. Trebuie, adică de jos în sus, de sus în jos trebuie. Mai multă înțelegere, șezate toate la loc, pârghiile sunt, totul este, forma de acum e așezată, ai radio, ai televiziune, ai gazete, acum trebuie mințile astea care caută să facă ceva bun, puse la treabă. Și mințile respectiv să se înhame la jugul lui Hristos, să nu tragem singuri așa. Că au rușii o vorbă. Unul pe câmpul de luptă nu-i soldat. Nu face armată cu un singur ostaș. Nu poți purta război. Trebuie strâns la grămadă. Ce merg? Fără dreptate, părintele, nu trebuia să amintesc de Duhul și că nu mai aveți întrebări. Mai aveți? Da, în legătură cu cele spuse. Părinte, având în vedere că tatăl dumneavoastră era ateu, ce v-a apropiat pe dumneavoastră de Dumnezeu? Cărțile sau oamenii credincioși? Nici cărțile, nici oamenii credincioși. Eu am aflat târziu că aveam oameni credincioși în preajmă. Erau așa de delicați încât nici nu spuneau că sunt credincioși. Și mi-am dat seama că cei mai frumoși oameni din viața mea erau credincioși. Cărțile. Știi, ca în bancul ăla cu ciobanul, care oiți mai e? Ale albe, ale negre și ale negre. Și cărțile. Am citit viața Sfântului Antonie cel Mare. Și am pus foarte serios pe gânduri ce fac cu viața mea. Dar până la urmă, și-au luat Dumnezeu. Nu pot să... am spus, nu mai povestesc că am scris în cartea asta și mi-ajunge. Nu mă place să povestesc așa, din gura mea. În legătură cu presa scrisă, am spus și de criticile, care unei cred că numai ei pot să le spun, adică în revistele lor, ceea ce nu se vorbește în altă parte. Vă incluzi de tragea și pe simția voastră atunci când ați scris critici și incomode? Da, am făcut-o și eu deșteptul, ce să ascuns și am făcut-o în văzul lumii, că n-am făcut-o pe ascuns. N-a însemnat nimic cu pseudonime,
cum am crezut și așa am spus. Și mă uit în timp, vă spun, dacă ajung la vreo concluzie, ajung pe pielea mea. Și să știți că atunci când trebuie să porți, n-ai cum să nu le simți, trebuie să fii dobitoc ca să nu simți anumite lucruri după ce le scrii. Și uneori rămân acolo, parcă-i drept, știi? Parcă-i drept. Dar folos nu e așa de mare. Te-ai dat o leacă deștept, așa. Dar probabil dacă o să-mi dat Dumnezeu încă viață, să înțeleg și mai mult din cuvintele astea. Numai că, slavă Domnului, îmi trece repede, știi cum zici. Mă supăr și îmi trece repede și mi se ușurează sufletul. Dacă deodată mă gândesc că dacă trebuia spus chiar așa sau nu chiar așa. Mai este un lucru. Lucrurile trebuie spuse din încredințare. Și nu toate lucrurile care le-am spus, le-am spus din încredințare. Și la lucrurile alea mă gândesc. Să nu fi greșit acolo. Eu nu știu, poate n-am greșit. Dar eu admit că aș fi putut greși. Pentru că nu le-am încercat. Nu știu până la capăt ce s-a întâmplat. Nu-s văzător de suflete. Ei și acolo, dacă taci, îl faci mai înțelept. Așa cred. Deci trecem la o temă mai ușoară, ca pe amuși noi să facem pocăiță în masă aici. Da. Mai scurt, în toate lucrurile astea cu copilării, necopilării, s-o ales și o treabă bună. Am făcut eu o patericola pentru copii, micul pateric. Și acum a venit ideea unor oameni să-l înregistreze, să-l poată asculta și copiii cu diverse ocazii și prilejuri. Și am ascultat și eu vreo două și sună bine. Cred că el o să apară prin aprilie, să vedem ce experiment mai este și asta. Pentru că ne impresoară lumea noastră cu internet și cu telefoane în toate părțile și ne cam răpesc sufletele cele mai curate, care încă încapă în ele foarte multă iubire și nădejde. Și am un băietan aici, care s-a jucat la gitară acolo. Eu azi l-am cunoscut, am auzit vreo două acorduri ca să îi ilustreze. Vlad Cristian Ghincea. Ghinea? Ghincea Nicolae. Și dacă nu mai aveți întrebări și vreți dulciuri, atunci aduceți dulciurile și sarmalele și lăutare și spuneți. Ați menționat în cartea dumneavoastră la un moment dat că mai trist sau mai cumplit decât moartea este cel care nu înțelege dragoste. Da. Și am spus eu? Bine am spus. Așa e. Doamne ferește, vă dați seama cât suferință are omul care nu înțelege dragoste. El e iubit, se dăruiește totul, nu e nimic mai scump în lumea asta. Și nu este bucurie mai mare decât a primi dragostea, știi? Sigur că s-o dai, este și mai mare, spune Hristos, dar în prima fază s-o primești. Și tu nu o simți. Și tu nu o înțelegi. Și te jelui că ești în deznădejde. Viața asta e plină de surprize. Să ai minte și dragoste să le înțelegi pe toate și să le primești așa cum sunt, cum ți le slăbate Dumnezeu.
Cum facem? Mai stăm sau trecem la dulciuri? Și mai vorbim așa. Călzită, asta de la inimă. A întrebat cineva în spate de două ori, m-a întrebat ce-o dată. Ce? Să-l iubești așa cum este. Ce să-i mai faci? V-am spus să-l iubești așa cum este. Să rabzi. Ce poți să faci? Dacă ar exista vreun buton pe om, l-am cunoaște de la naștere, care să-l apeși și să-i dai dragoste, să-i dai răbdare, credință, dar așa, omul e cea mai sofisticată și încurcată făptură. Ne răbdăm așa cum suntem. Și avem încă o... Ce spune aici? Că eu nu înțeleg. Literele astea românești nu le înțeleg. Caliopi, personajul din cartea dumneavoastră, Nebunul, l-a întrebat dacă l-a văzut pe Dumnezeu sau așa. Eu cred că și dumneavoastră l-ați văzut. Sigur că smerenia dreptei credințe nu se laudă. Era o întrebare, las că o să răspund la urmă. Foarte de mult nu ne-am văzut. Trebuie mai des. Unde-s dulci? La urmă ați văzut că oamenii nu și-au a spune multe lucruri. Ce ai făcut omul? La o conferință în București, când nu mai aveți? Nu știu. Odată? Acum facem că cu 5 pești și cu pâinile. Cine poate face minunea asta? Spunea, tăteam cu un prieten de-a meu care, mă rog, nu era el prea mers la biserică, dar un suflet foarte bun. Și spune cineva, zice, mă, uite, un părinte de pe Atos a spus, creștinii se iubesc chiar înainte de a se cunoaște. La care el spune, da, mai puțin după ce se cunosc. Așa că, nevăliți. Nu prea mă pricep eu la vorbit, mă irosesc cu scrisul ăsta, vă spun, nici nu mă simt bine când trebuie să vorbesc și mai ales cu microfon. Dar de acum așa cum este, știi? Asta ți-ai ales, asta? Mai este ceva? Ce puteți să ne spuneți despre botezul la maturitate, așa cum s-a botezat Domnul Iisus Hristos în apa Iordanului? Ce puteți să ne spuneți de voi? Vorbirea în alte limbi? Măi frate, dacă ești aici în 50 zile, stăm de vorbă după, cu mare bucurie. Ce pot să spun? Asta am avut să-ți spun. Stai după și o să stăm de vorbă. Dragostea care ne smintește ce-a făcut? Ce să zic? Nu există dragoste. A, că nu există? Nu, da.
Dacă există? Așa o carte? Probabil există. Este ce? Noi. Există trei cărți? Există trei cărți, 1920-25, noi, Zami Atin, 1932, Brava, așa, 1950-1924, e o legătură între ele și diavolul este politic, corect? Nu știu ce legătură este, probabil oamenii simt la fel, eu nici n-am citit cărțile astea, vă spun sincer. Nici măcar aia lui Gordovelu n-am citit-o. Am început, dar mi s-a părut așa lungă și încurcată. Dar după ce am scris, că prea multă lume îmi spunea că semănăm, nu mai semănăm noi chiar așa de tare. Legătura e probabil sentimentul comun al mai multor oameni, că ceva se întâmplă în lume. Ceva nedrept. Suntem ca la pripichi, știi? Părinte, mai am și o întrebare. De ce ați ales coperta aceasta pentru carte? Pe blog ați avut mai multe voturi pentru cealaltă copertă. M-am convins mai mult erau din partea cealaltă, a oamenilor mai nemerși la biserică. Și sunt mai interesat să o citească ei. Știi? Și până la urmă, coperta aștept doar o parte de carte. O să fac și una așa. Părinte, ce mai faceți? Cum mai e viața? Așa, așa. Știi cum? Cam bancul la cucioara. Știți banc cucioara? Stau două cucioare, știi? Mă iertați. Dar cu asta încheiem, știi? E exact așa. Și una îi spune, zice, măi, hai întreabă-mă ce fac. Hai, lasă-mă în pace, nu am chef de vorbă. Hai întreabă-mă, eu bat la capul meu. Hai bine, ce faci? Așa răspund și eu cum e cu viața. Iertați că am șubuit. Mulțumim foarte mult, părinte. Mulțumim și dumneavoastră tuturor. Și în încheiere, înainte de a mânca dulciuri, o să eu sunt în microfon. Să cântăm împreună cu Vine se cu adevărat.